Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vin sărbătorile și suntem obișnuiți ca de sărbători să ne facem surprize, iar surpriza de astăzi de la zi de bine la Europa FM este că am făcut un takeover al emisiunii de la Melania Medeleanu, iar ea trece în calitate de invitat de această dată, pentru că pe parcursul ultimelor luni ea a fost cea care va aducea invitați cu povești extraordinare de, de viață, cu lecții extraordinare din care toți am avut ceva de învățat și mai ales am văzut cât de ușor este să facem bine dacă suntem împreună. Da. Melania, bun venit în emisiunea ta! Ce bine că m-am găsit, că te-am găsit, că v-am găsit și ce fain e acest, uh, acest schimb de roluri pe care îl tot fac în ultima vreme. N-am mai fost de multă vreme în fața microfonului ca, ca om care ia interviuri. Și Europa FM mi-a oferit această șansă la care m-am gândit mult. Trebuie să recunosc că știam că o să-mi mult până când documentez cazurile, până când vorbesc despre ele, cum intervievez pe oameni și așa mai departe. Dar... Așa, o bucurie, bucurie uriașă mi s-a întâmplat făcând emisiunile astea și nu pot să spun neapărat că mi s-a făcut dor de jurnalism, dar mi s-a făcut dor să întâlnesc oameni atât de faini și mulțumesc că mi-ați dat șansa asta. Noi îți mulțumim foarte mult și trebuie spus că de regulă oamenii care mă fac bine se feresc cumva să vorbească despre lucrurile pe care le fac dintr o teamă de a nu fi interpretată ca laudă de sine. Da, și o interpretare, cum să zic, e o atitudine cât se poate de... Um, care-i cuvântul. E o atitudine pe care o înțeleg. Și într-o lume ideală, într-adevăr, faptele bune se fac în liniște da, e asta o lume ideală? O, oh, suntem departe de ea. Așa că faptele bune nu numai că au nevoie să fie auzite. Nu vorbesc despre a te lăuda cu ele, ci despre a vorbi despre ele, pentru că știi ce fac faptele bune foarte frumos? Faptele bune inspiră. Faptele bune molipsesc alți oameni. Alți oameni care își dau seama că de fapt nu e atât de complicat să faci un bine. Și um, când auzi poveștile oamenilor cu care am avut șansa să vorbesc la Europa FM la zi de bine, Hmm, nu prea ai cum să mai stai în banca ta parcă ți se pa face poftă să, să faci bine În această ultimă ediție Zi de Bine de la Europa FM exact despre acești oameni despre aceste povești aș vrea să, să discutăm și nici nu știu cu care să încep, care a fost mai impresionantă mi amintesc că multe momente în care trăgeam mașina pe dreapta și simțeam nevoia să-ți dau un mesaj și să-ți să spun că sunt foarte emoționat și tu mă chiar le, le asculți, Da, le ascult, pentru că sunt lucruri de învățat, uneori lecții dure dar din lecțiile dure pare că vin și marile provocări care... Ne duc mai departe. E adevărat. Mi-e e foarte greu să spun că asta este povestea care mi-a plăcut cel mai mult sau povestea mea preferată. Într-o lume ideală, aceste povești n-ar fi existat, pentru că de cele mai multe ori, poveștile pe care le-am auzit n-au fost neapărat povești vesele, ci mai degrabă unele dramatice de-a binelea. Și uite, am putut să constat cum o experiență personală foarte puternică și foarte dură poate să-ți schimbe pur și simplu traseul profesional. Am stat de vorbă la un moment dat cu Silvia. Coman, care este medic și care um, pentru că s-a îmbolnăvit de cancer și pentru că a trecut prin... Ce te face să treci sistemul ăsta atunci când, când ai o astfel de neșansă în viață? A învățat foarte multe despre acest traseu. Și ce a făcut Silvia, pe lângă faptul că a luptat cu boala asta și a și învins-o, este că a devenit navigator de pacienți. Adică, la rândul ei, Silvia ajută astăzi alți oameni care trec printr-o astfel, printr astfel de luptă să ajungă ghidați cât mai aproape de oh, capătul luminos al drumului. Unor reușește, alteori nu reușește, dar, dar e clar că acum, știind lucrurile pe care le știe, luptă pentru fiecare pacient. La fel de bine, uh, Mirel Dolofan, dacă n-ați auzit povestea lui, vă invit să intrați pe Radio Europa FM sau pe canalul de YouTube al Asociației Zi de Bine și să o ascultați. E vorba despre un părinte care și-a pierdut copilul bolnav de cancer și um, sigur că într-un astfel de moment îți vine să te oprești și să spui gata, lumea a înțepenit, nu vreau să mai fac niciun pas, nu vreau să mă mai trezesc a doua zi. Mirel nu numai că se trezește în fiecare zi, dar se trezește în fiecare zi întrebându-se ce pot să fac pentru alții care luptă pentru care lupta continuă. Și astăzi, Mirel, împreună cu Asociația Zi de Bine, Asociația Marinuș Gălbenuș, facem bine intensiv, adică niște unități mobile de terapie intensivă, deși poate că e mult spus, adică sunt niște chituri cu un pat. Uneori ai nevoie de, de un, un, pat, un pat de spital sau un pat adaptat, pentru că um, petreci ca pacient foarte mult timp în patul acela sau de un cărucior um, un scaun cu rotile sau de un tub de oxigen. Chituri de genul acesta pentru pacienți care fie sunt în fază terminală, fie sunt între cure și pot să petreacă un timp acasă, dar au nevoie de niște condiții mai apropiate de cele de spital. Asta facem în decembrie și mă bucur foarte tare să-l văd pe Mirel atât de implicat și mereu pe drumuri și mereu întrebându-se unde pot să mai ajung, unde pot să mai fiu de folos încă o dată. Astfel de oameni am întâlnit. E foarte bună întrebarea asta. Unde pot să mai ajung și ce pot să fac? Uite, aveam o discuție la Europa FM zilele trecute cu Paul Oldeanu în care ne spunea că în momentul în care ești copleșit de o mulțime de lucruri care ți se întâmplă, poți transforma toate acele lucruri în ceva care să te îngroape sau le poți transforma într-o energie care să te motiveze să găsești cumva modalități să te reinventezi. Foarte mulți oameni pe care i-ai adus la, la zi de bine au trecut prin niște traume greu de imaginat și greu de explicat. Mă gândesc la o mamă care și-a pierdut copilul, mă gândesc la un părinte care descoperă copilul său are cancer și totuși reușește să găsească puterea să facă alte lucruri și pentru alții. <sighs> Da, și le fac la niveluri pe care nici măcar nu ne le-am putea imagina. Da, lecția pe care mi-o iau eu este, ascultând toate poveștile astea, este că, de fapt, binele poate fi făcut în atât de multe feluri. Și aici îmi vine în minte Silvia D'Amato, soția lui Mino D'Amato, un jurnalist italian, care în anii 90 a văzut o fotografie într-un ziar italian cu chipul unei fetițe, Andreea, o fetiță cu HIV din România. Omul ăsta a fost atât de măcinat de acel chip încât a venit în România, a căutat-o în trei spitale, a găsit-o, a adoptat-o pe Andreea. După care, văzându-i pe toți ceilalți copii care erau internați cu HIV la Victor Babeș, s-a întrebat ce pot să fac pentru ei, că ok, pe Andreea am adoptat-o, dar au rămas atâția copii în urmă, ce pot să fac pentru ei? Primul lucru pe care l-a făcut a fost să renoveze secțiile de spital și când își făcea bagajele și gata, era pregătit să plece în România, să se în Italia, să se întoarcă la familia lui, a întrebat, a văzut o listă cu foarte multe nume de copii. Copiii aceștia cu HIV proveneau cei mai mulți dintre ei din orfelinate și a întrebat ce e cu lista asta? Copiii ăștia urmează să se întoarcă în orfelinat, i s-a răspuns. Iar el a zis, dar cum e posibil așa ceva? Abia i-am pus pe picioare, am renovat secțiile, aveți medicamente aici, dacă se întorc acolo, o să moară, cum să faceți așa ceva? Pare rău, ăsta e ordinul de la minister, nu vă convine, luați-i acasă. Ăsta e răspunsul pe care l-a primit. Și știți ce a făcut Mino? I-a luat acasă. A construit Bambinii în emergență, o fundație absolut spectaculoasă, a construit căsuțe pentru acești copii și da, peste 100 de copii au fost în acest centru, îngrijiți așa cum trebuie. Povestea, din păcate, nu, nu se termină uh, frumos pentru Mino D'Amato, în sensul că Andreea, fetița pe care l-a adoptat-o, în cele din urmă s-a stins din viață. Dar ce rămâne în urma lui, această fundație care a salvat sute, dacă nu chiar mii de copii până astăzi, e atât de valoros. Și din nou, ce îmi spune asta, și am ascultat-o pe, pe um, soția lui Mino, Silvia, care spune așa, Mino îmi zicea, dacă faci ceva, Fă bine, dacă deja faci bine, fă frumos, fă să fie frumos Și dacă mergeți la singurent să vedeți că suțele alea sunt atât de frumoase Dacă ce face deja și bine și frumos, dar fă repede, fă pentru cât mai multă lume Și uite, asta mi-a rămas în minte, la câte niveluri se poate face binele? Poți să faci acum, pentru că acum e nevoie, a așa cum se poate Poți să faci frumos să faci ziua cuiva mai frumoasă. Poți să faci mult, mult bine într-o modalitate sau într-o multitudine de feluri. Numai cine nu vrea nu face bine astăzi. Dar nu există, nu se poate să, să spui, Bă, eu, eu nu pot să fac bine. Pot să-mi spui, nu știu cum. Și atunci, ok, găsim îndrumare, dar să-mi spună cineva că nu poate, când astăzi sunt atâtea feluri în care te poți implica, mi-ar fi greu să cred. Uite, mi se pare foarte frumos uh, că ai dus discuția în direcția asta, nu știu cum. Și am învățat alături de tine la, la zi de bine, atât vinerea cât și în întâlnirile zilnice, așa mai concentrate de pe drum cu prioritate, că sunt foarte multe inițiative frumoase despre care nu știm. Pentru că despre lucrurile bune nu prea vorbim. Good news, no news, nu? No? <laughs> Discutabil. Pe de altă parte, tu ai încercat să le, să le faci știri și să le, să le aduci în atenția publicului, și am încercat cumva să arătăm împreună că dacă fiecare se implică, se pot face schimbări mari. Nu este nevoie de sume foarte mari pe care să le donezi, ci este nevoie de mai mulți care să se implice. E adevărat și uite, exemplul cel mai clar pe care l-am este în această lună, la zi de bine, pe lângă bine intensiv, mai facem un proiect. Noi de obicei la Asociația Zi de Bine îi rugăm pe oameni să-și doneze ziua de naștere și cu ajutorul banilor pe care ei îi strâng de la prietenii lor să facem o faptă bună. Dar acum e decembrie, poate nu toată lumea născută în decembrie, așa că am zis, hmm, de fapt, fiecare zi e zi de bine. Ce-ar fi să nu avem numai o faptă bună în fiecare lună, ci ar fi să avem o faptă bună în fiecare zi. Și în fiecare zi din decembrie, le-am prezentat oamenilor un caz, un caz social, că e vorba despre o mamă singură care se descurcă foarte greu, că e vorba despre o familie foarte săracă ce are nevoie de bani de lemne, să zicem, sau de un copil care are nevoie de o proteză, cazuri medicale sau cazuri sociale. Și am rugat pe oameni să, să doneze cât Poate fiecare, adică sunt oameni care donează 10 lei, 20 de lei, nu sunt sume uriașe. Ne-am propus să strângem 1000 de lei pentru fiecare familie. Surpriza este că targetul a fost deja depășit pentru întreaga lună. Și repet, nu e vorba despre sume uriașe, e vorba despre faptul că oamenii au văzut, au înțeles că depinde de ei, că e ceva ce ei pot să facă. Foarte simplu, trimițând un SMS cu cuvântul SUS la 8845 pentru o donație de 2 euro, poate să fie o donație lunară, dacă nu oprești recurența, deci zici, ai trimis ai SMS-ul odată și gata, faci o faptă bună în fiecare zi și nici, în fiecare lună și nici măcar nu, nu o simți, nici nu-ți dai seama. Da? Nu o simți ca pe o, o greutate. Deci, da, eu cred că oamenii sunt dispuși să se implice dacă înțeleg, le-ai explicat concret ce faci cu banii și care e ajutorul de care avem nevoie. Are nevoie binele de un chip ca să înțelegem, să-l putem traduce? Mi-e teamă că da, de cele mai multe ori da. Adică, spui, dacă spui la modul general, uite, avem nevoie de bani pentru pensionari sau pentru nu știu, bătrâni cu Alzheimer. E, e, relativ departe, știi? Dacă nu ți s-a întâmplat, dacă n-ai pe cineva în familie care a trecut prin așa ceva, e un pic mai greu să rezonezi. Când vezi chipul sau când, când asculți povestea concretă, asta sigur că te mișcă, dar e normal cumva să fie așa. Poveștile întotdeauna au conectat oamenii. Da. Și de asta să știți că mi-a fost și relativ greu la interviurile Europa FM cu, cu oamenii aceștia, care sunt oameni obișnuiți să facă bine, dar să nu vorbească despre asta și tot timpul trăgeam de ei, dar te rog, spuneți povestea până la capăt. Ei nu sunt neapărat cei mai buni vorbitori din lume. Sunt oamenii faptelor de cele mai multe ori. Dar cu atât mai valoros mi se pare faptul că, că și-au deschis sufletul atât de mult și... Și-au spus poveștile la Europa FM pentru ca ascultătorii să, să înțeleagă și mai bine ce înseamnă o astfel de muncă și cum pot fi ei, fiecare dintre ei, la rândul lor, de folos și implicit oameni mai buni. Pe de altă parte, este vorba și despre o oarecare nebunie, pentru că uneori sunt niște ținte fixate care par realmente departe de, de orice ar putea să fie realizabil în România, pentru că ne place să ne credem modești. Și mă gândesc la un avion, de exemplu. Mm -hmm. Un avion care ar putea schimba viața unor micuți. E o poveste pe care am auzit-o de la tine la Europa FM. Da, Adelina Toncean și Asociația Blondii. Am deschis Asociația Zi de Bine susținând cauza blondi A fost prima cauză pe care am susținut-o și nici mie nu mi-a fost mică mirarea când am auzit-o pe Adelina spunând vreau să cumpărăm un avion. Adelina, e un avion, nu E, e totuși un avion. Dar când înțelegi că avionul acela salvează vieți, când înțelegi că de avionul acela depinde de fapt viața atât de multor copii care nu au o șansă în România, care trebuie să urce în acel avion și să ajungă la spitalul la care acel medic să le salveze viața, atunci oricât de nebunesc ar părea planul, nici măcar nu mai pun problema că e nebunesc. Este, e nevoie de el? Da. Atunci o să facem tot ce ne stă în putere să ajutăm proiectul ăsta. O să ne iasă grozav, nu o să ne iasă, măcar știu că n-am stat degeaba. Măcar știu că am făcut ceva ca să iasă. Pentru că cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să nu facem nimic. Am lăsat o pauză pentru că mi se pare important să realizăm acest lucru. De multe ori ne este frică să ne implicăm, gândindu-ne la acea variantă a eșecului. Dar nu ne gândim de fiecare dată că ar putea să fie ceva frumos la final. <hânt> și mai e ceva ce ne oprește de multe ori să acționăm. Și e foarte omenește și pot să înțeleg oamenii care spun o să mă doară. Și pot să înțeleg asta. Dar, pe cuvântul meu, că merită durerea aia. Și, pe cuvântul meu de onoare, că durerea ta va fi infinit mai mică decât cea a omului care trece cu adevărat prin durerea pe care tu vrei să o iei. Adică, cum să zic? E, e groaznic să iei în brațe un copil știind că nu o să-l mai vezi niciodată. Dar dacă acel copil îți spune ce bine mi-a făcut că ai stat de vorbă cu mine, uite astea 10 minute, durerea ta se anulează pur și simplu. Dispare. Face loc așa unei. face loc să mai intre să mai intre bine, știi? Să mai intre bine pe care să-l dai data viitoare altcuiva care are nevoie de el. Uite, chiar mă gândesc la întrebarea pe care și-o pune foarte multă lume de regulă atunci când este invitată de un ONG să se implice. Ce câștig eu? Ce câștig ONG-ul cu pricina? Care sunt mecanismele din spatele unei campanii prin care încercăm să facem bine? Ce câștigă toată lumea din asta? ONG-ul nu câștigă. În primul rând, obiectivul lui nu este să câștige. Obiectivul său este să ajute În totdeauna. Asta este, dacă vrei să, să punem un termen de câștig, atunci când am reușit să ajutăm pe cineva, atunci se cheamă că e un succes. Da? Ce câștigă omul care se implică? Și iarăși, ascultând toate poveștile de la Europa FM+, plus din experiența mea de, de voluntar de atâta mare de vreme și de ong încis de ceva vreme câștigul mare pe care îl resimt eu este conștiința vulnerabilității fiecăruia dintre noi. Pentru că ne credem mari și tari și ne credem foarte puternici și da, uneori suntem foarte puternici, dar de fapt, de foarte multe ori, suntem incredibil de vulnerabili. Și vine în minte ultimul interviu pe care l-am făcut cu Marian Ursan de la Asociația Carusel, care de ani de zile ajută oamenii fără adăpost. Și îmi spunea Marian, Uite, oamenii ăștia pe care îi vedem noi pe stradă, cu unii dintre ei, înainte de a fi fost pe stradă, poate ai stat la cafea sau ai fi stat la o cafea, ai fi povestit cu el. Dar într-o zi s-a întâmplat ceva. Nu știu, a divorțat și a rămas fără casă și s-a trezit că doarme pe o bancă. O noapte, a doua, până când s-a obișnuit așa, până când n-a mai știut altfel. Sau uh, cuiva a murit un copil. Și a rătăcit așa. Și s-a rătăcit așa. Și într-o zi s-a rătăcit aici, în parcul ăsta, și aici a rămas. Și lumea mai spune boschetarule. Știi, ascultând poveștile astea, îmi dau seama că, de fapt, din nou, suntem cu toții atât de. Hmm. Încerc să evit cuvântul vulnerabil, dar tot ăsta îmi vine în minte. Fragil. Tot fragil, exact. De fapt, fiecăruia dintre noi, la un moment dat, îi se poate întâmpla ceva. Cancerul nu te întreabă, ești pregătit astăzi? Ci pur și simplu vine. Nu, nu, nu te alege fiindcă ești ochelarist. Nu te alege pur și nici măcar nu te alege. Vine. Poate, poți să fii tu în locul omului ăluia. Știi? Oricând. Sau ție ți se poate întâmpla un divorț. Uite-te în jur. Dacă nu găsești puterea, dacă nu găsești resursele materiale, emoționale, să mergi mai departe, tu poți fi în locul acelui om pe care îl vezi pe stradă, pe o bancă. Și când, când auzi poveștile astea și zici, da, e un mare sâmbură de adevăr acolo. Începem să devenim, sau pentru mine asta e asta este um, ce am simțit, mă simt mult mai uh, conectată cu fiecare om pe care îl întâlnesc și îmi dau seama că, că sunt mai indul, nu, nu indulgentă e cuvântul, ci mai... Uh, și nici empatică nu vreau să-l folosesc, ci mai, mai, mai uh, îngăduitoare devenim mai îngăduitori și cu noi înșine, știind că ni s-ar putea întâmpla oricând, și cu oamenii ăștia pe lângă care trecem, și cu oamenii din viața noastră cărora o le judecăm atât de aspru fiecare mișcare și fiecare gest, dar hai să fim serioși, de câte ori n-am mers mai departe pentru că ni s-a dat a doua șansă. Pentru că cineva la un moment dat ne-a iertat și a zis ok, hai, mergem mai departe. Că a fost omul drag de lângă noi, că a fost un coleg, că a fost un șef, că a fost un prieten. Dacă nu ni se dădea acea a doua șansă, unde am fi putut să fim? Zi de bine este despre puterea de a merge mai departe. Și am regăsit în poveștile pe care le-am descoperit la Europa FM puterea fantastică a unor oameni atunci când au trecut printr-un accident, printr-o întâmplare care i-a lăsat cumva imobilizați și într-un punct al vieții în care nu știau încotro să, să meargă. Suficient de multă putere am găsit în acești oameni încât să-i ajute și pe alții. Da, cred că spunea bine Paul, frizor, nu? Fie îngheți când ți se întâmplă așa ceva și asta nu ajută pe nimeni, dar pur și simplu atât poți să faci în momentul ăla. Nu-i judecați pe oamenii care nu pot să se miște din, după un astfel de, de accident dramatic sau moment traumatic în viața lor. Dar cei mai mulți dintre ei sau poate exagerez, poate că nu sunt cei mai mulți, n-am informația unii. asta, unii dintre ei își iau de aici capacitatea de a ai susține pe alții. Și mă uit la mă uit la rusoaica Anastasia Staicu. Anastasia Staicu a venit în România iubind un băiat. S-a îndrăgostit nebunește într-o vară, a venit după el, au două fetițe superbe, viața pare că e în regulă aici, soțul ei moare într-un accident rutier. Anastasia, ea, în primul moment, a înghețat. Așa ceva nu se întâmplă, nu e adevărat. Nu e adevărat. După care. A, a scos de aici ceva ce mi s-a părut foarte util. A zis, moartea nu mi s-a întâmplat mie, moartea i mi s-a întâmplat lui. E adevărat că eu sunt acum fără el și merg mai departe fără el, dar nu, mi nu eu am murit atunci. Așa că dacă sunt încă aici, am doi copii de crescut, am o viață înainte și un om a cărui memorie trebuie să o cinstesc, și pot să o cinstesc, da? ce ar fi să fac ceva mai mult cu darul ăsta, pe care eu l-am primit, și darul ăsta este viața. Și acum, Anastasia ajută, ajută foarte mult bătrânie, foarte impresionată de cauza bătrânilor și ne, spun, îmi scrie din când am mai descoperit un bătrân care are nevoie de cutare și cu și cu tare sau uh, ce îmi place foarte tare este după ce am cunoscut toți oamenii ăștia, că vin într-un fel sau altul spre mine și îmi povestesc alte și alte cazuri. Uite, cum ăsta ar trebui să vorbești? chiamă l și pe el la radio, știi? Se părăsc unii pe alții, se dau de gol despre faptele bune pe care le fac, știi? Și îmi place foarte, foarte mult asta. Și dacă mi-am dat seama de ceva, este că um, noi, la zi de bine, suntem, de fapt, niște conectori. Atunci când. Uh, noi suntem într-un punct fix, știi? Dar vine spre noi o nevoie a cuiva. Uite, am nevoie de bani pentru o operație, să zicem. Și atunci noi ne gândim ce asociație ar putea ajuta acest tânăr sau ce sponsor ar putea ajuta acest tânăr. Sau vine spre noi o nevoie de a face bine. Uite, am strâns niște haine, cui aș putea să le duc? Și e foarte frumoasă, e foarte frumos rolul ăsta, de a, de a sta într-un punct fix și de a, de a te uita cum vin spre tine, oameni. Din tot felul de categorii sociale, cu tot felul de, 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 de simțiri Și să, să, le, să știi că tu nu ești soluția neapărat Că nu suntem noi soluția tot timpul Dar tu poți fi puntea către soluție Și e foarte frumos să fii punte Foarte frumos spus Și uh, spuneai la un moment dat Oamenii care ajung la radio Dar cum ajung oamenii la, la radio la zi de bine? Sunt fie oameni pe care i-am cunoscut în proiectele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, cum ar fi uh, Iris Popescu de pildă de la uh, AMAIS cu care am făcut uh, proiectul Ochii care nu se uită în luna mai uh, anul acesta. Am făcut bastoane uh, inteligente pentru nevăzători. Sunt acele bastoane care se sizează obstacolul nu doar la nivelul solului, așa cum se întâmplă cu bastoanele clasice, ci și la nivelul capului, da? dacă riști să te lovești de o creangă, de pildă, sau de o schelă, bastonul te avertizează despre lucrurile astea. Și știam despre Iris că este super pasionată de domeniul acesta al incluziunii sociale și de design inclusiv și am chemat-o și am aflat iarăși lucruri lucruri de faine despre ce înseamnă incluziune și cât de cât de și simplu și firesc e, dar de fapt noi nu ne-am gândit la asta. Și mi-a dat un exemplu așa de simplu. Periuța de dinți electrică. Ea a fost concepută inițial pentru cei care nu puteau să miște mâna și atunci da, periuța făcea treaba în locul lor. Dar iată că periuța de dinți electrică este folosită astăzi și de oameni tipici, care nu au neapărat o, o dizabilitate de niciun fel. Iată cum un obiect, un obiect, poate să fie de folos tuturor, de fapt. Ce ar fi să nu ne mai împărțim în dizabilitate in, tipic, om tipic și așa mai departe, ce ar fi să facem lucruri care sunt potrivite pentru toți. Și anul viitor vom face la Constanța un loc de joacă inclusiv. Adică acel loc de joacă în care să intri, să-ți dai seama că să ai un trotuar sau o, o pantă pe unde să poți urca dacă ești cu un cărucior și nu un, un trotuar pur și simplu, da? Să ai un leagăn la care foarte bine în care să se poată da și un copil normal, dar și un copil care se află într-un cărucior. Și să te uiți la leagănul același și să nu-ți spui acesta este un leagăn pentru copil tipic, acesta este un leagăn pentru copil cu dizabilități. Nu, să fie pentru toată lumea. De fapt, Putem să facem așa de multe lucruri dacă am fi un strop mai atenți. Așa ajung oamenii la, la zi de bine, la, la interviurile zi de bine. Sunt fie oameni pe care, cu care am lucrat și pe care i-am cunoscut personal, fie oameni pe care i-am descoperit tot făcând research, documentându-mă pentru proiecte viitoare, sau oameni care mi-au povestit despre alți oameni. Sau pur și simplu și-au făcut curaj și n-au scris. Sau ne-au scris, da, și iarăși a fost foarte util la capătul fiecarei emisiuni să, să verifici mail-ul și să vezi că îți mai spune cineva uite, cunosc și eu pe cineva care a făcut ceva foarte frumos acolo sau acolo sau acolo și îți dai seama în felul ăsta că de fapt în jurul nostru se întâmplă mult mai multe lucruri faine decât credem pentru că e atâta zgomot și atâta uh, ceață în jur că ți-e greu să, să, să te mai uiți la bine, știi? Dar când... când uh, Primesc mesajele astea, îmi dau seama, Doamne, ce, ce șansă fantastică am, ce norocoasă sunt, pentru că spre mine vin toate lucrurile astea bune. Ca să faci bine și ca să te implici, ai nevoie și de încredere. Cum pot să verifice oamenii care sprijină și care aleg să se implice că într-adevăr lucrurile se întâmplă. Suntem cumva măcinați da. de o neîncredere în societatea mm -hmm. românească și în special în sfera asta ONG-urilor sunt câteva povești nefericite la începutul anilor 90 care au marcat cumva memoria colectivă. Da, e o întrebare foarte bună și cu adevărat credibilitatea este cel mai de preț lucru pe care l-are un ONG în momentul în care își pierde sau un om. În momentul în care își pierde credibilitatea, e foarte greu să mai facă ceva. Și tocmai de aia, noi la zi de bine avem, ce ne-am propus de fiecare dată, este ca fiecare proiect pe care îl susținem, înainte de a-l susține, să-l verificăm. Și facem asta la, la fiecare proiect, și inclusiv acum la uh, cele 31 de fapte bune din fiecare zi ale lui decembrie. I-am invitat pe oameni să ne scrie. Dacă știți pe cineva care are nevoie de ajutor, scrieți-ne despre acea persoană. Dar nu doar atât, pentru că nu știam ce se întâmplă mai departe, dacă e, e pe bune sau nu e pe bune, și atunci am, am început să cerem documente medicale acolo unde era cazul, fotografii, adică să, să ne asigurăm că sprijinim pe cine. Are cu adevărat nevoie de ajutor. Și pot să înțeleg această neîncredere, dar nici nu pot să trăiești la nesfârșit cu neîncredere. Nu poți să construiești nimic pe neîncredere, știi. Așa că ce am învățat eu de-a lungul timpului este că ce am pierdut, sau mă rog, ce am câștigat având încredere, e mult mai mult decât ce am pierdut având încredere în cineva, știi. Adică pe mine oamenii m-au înșelat foarte rar. Am mers pe încredere și a funcționat. Și da, am avut pe aici, pe acolo și situații neplăcute. Dar sunt infinit mai puține decât, decât cele în care am investit încrederea și a fost răsplătită. Ai pus un accent foarte interesant. Ce am pierdut, după care ai reformulat, ce am câștigat. Contează mult să ne gândim în ideea asta pozitivă, să vedem lucrurile bune și să ne alimenteze mai mult decât tindem să le vedem pe cele rele? Pentru mine contează mult. Și știu că am auzit foarte mult despre... Gândește pozitiv, bine mă, începe tu, lasă da? Am auzit prea mult despre asta, a devenit așa un clișeu. Dar e, de fapt, ceva care are un studiu științific la bază atunci când și e suficient să faceți un experiment sau să, să, vă uitați la propria persoană. Când ești înconjurat de toxicitate, că auzi știri foarte nasoale la televizor sau că um, s-a întâmplat ceva urât pe stradă sau te-ai certat, sau mă rog, vecinii s-au certat. Sau... Când ești înconjurat de această toxicitate, devii mai aricit și nu-ți mai vine să, vine să stai acolo cu tine, știi? Când Rămâi deschis și la lucrurile bune care se întâmplă. Când lași o ușă deschisă, știi, pentru, pentru lucrurile astea bune care se întâmplă în jurul tău și ele încep să intre, o să-ți dai seama că te înseninezi, știi? Adică e, e drept o fișă asta, o bulă, dar e preferabilă celelalte, cu siguranță. Da, sunt, sunt mai tentată, chiar și când se întâmplă lucruri neplăcute, să le. Dau un pic mai departe de mine și asta m-a făcut astăzi să fiu mult mai senină decât eram. Credem, eram foarte încrâncenată. foarte, foarte. Mă simt mai bine așa azi. Melania Medeleanu, că ne apropiem de ultimele minute ale acestei ultime ediții din, din acest an. Ne gândim că 2022 o să aducă mai multe lucruri bune, mai multe energii frumoase și uh, întotdeauna lucrurile astea vin. Gândurile noastre bune pe care le punem în noul an. Care sunt gândurile bune spre care se concentrează Melania Medeleanu, spre care se concentrează zi de bine în continuare? Îmi doresc foarte tare în 2022 să-și să deschidă cât mai multă lume sufletul către fapte bune. Îmi doresc să fie tot mai mulți cei care își donează ziua de naștere pentru proiecte sociale. Și uite, tot de la, de la Europa FM mi se trage la un moment dat. Una dintre pastilele de bine era despre ce se întâmpla prin Olanda cu pacienții cu Alzheimer, ce proiecte extraordinare făceau oamenii de acolo pentru pacienții cu Alzheimer. Și a avut așa de multe comentarii această știre, încât a fost așa ca un clopoțel care a sunat în mintea mea și am zis, dar de ce sunt așa de multe reacții aici? Și am făcut la rândul meu o postare pe Facebook și am întrebat pe oameni, dacă aveți o experiență cu Alzheimer, vreți să-mi vorbiți despre această experiență? Scrieți-mi un mail, dacă v-ați întâlnit cu asta. Am citit zile și nopți întregi. Oameni care au scris romane. Și mi-am dat seama că, wow, e atâta nevoie de un proiect în domeniul ăsta. Au atâta nevoie să vorbească, să descarce, să afle aparținătorii persoanelor cu Alzheimer, încât e musai, musai, ca în 2022 să ne uităm cu mai multă atenție la sănătate mentală că e ea Alzheimer, că e ea depresie, că e ea anxietate profundă, dar e clar că e ceva spre care trebuie să ne uităm cu mai multă atenție. Așa că, în continuare, îi invit pe cei care au o experiență cu acest domeniu, fie că au trecut prin asta, fie că cineva drag lor trece prin asta, să ne scrie pe contact de bine sau pe zidebinearonzidebine.ro și orice idee, promit solemn că voi citi cu atenție fiecare mail și că orice proiect care merge în direcția asta va avea toată atenția noastră. Undeva în calendarul din 2022 există un proiect mare gândit în în această direcție despre care probabil vom povesti la la momentul în 2022, potrivit. da. În 2022. Până atunci pentru cei care ne au urmărit și de data aceasta și și video în ediția aceasta specială. Haide să rezumăm cumva, cum te poți implica, cum poți face bine, cum poți să verifici că faptele pe care tu le faci într adevăr fac bine, nu sunt mm -hmm. doar cumva niște gesturi izolate. <laughs> Da, sunt multe întrebări în aceeași întrebare. Cum te poți implica? Te poți implica foarte simplu, fie trimițând un simplu SMS cu cuvântul sus la 8845, asta înseamnă o donație de 2 euro pe lună. Te poți implica donându-ți ziua de naștere, asta înseamnă că nu trebuie să dai tu bani, ci doar să le spui prietenilor tăi, dacă ai fi vrut să-mi cumperi un cadou de ziua mea, nu-l cumpăra. Pune însă banii aceia în contul meu de fundraiser și dacă am 5 prieteni, o să se strângă o sumă frumușică cu ajutorul cărea zi de bine va face o faptă bună. Poți să te implici și altfel decât donând bani, poți să te implici donând timp și pentru că vorbeam despre bambinii în emergența la începutul acestei emisiuni, una dintre lunile lui 2022 va fi dedicată Asociației Bambinii în Emergență, vom, vom reamenaja una dintre căsuțele de acolo, căsuța Andreea care are deja vreo 30 de ani și um, discutând cu, cu oamenii de acolo, am aflat că acei copii ar avea nevoie de profesori de pildă sau de voluntari care să vină să se joace cu copiii. E la 40 de minute de București, nu foarte departe, în Giurgiu, la Singureni. Puteți dona timpul vostru sau uh, puteți să donați uh, obiecte în stare bună și țin să precizez asta în stare bună, pentru că um, poate că hainele ar fi second-hand, dar copiii nu sunt second-hand, așa că... Um, Insist. Donația Am... nu înseamnă să scapi de obiectele exact. de care nu mai ai nevoie. Exact, exact. Poți să donezi cunoștințele tale. Dacă, de pildă, ești avocat și foarte multe ONG-uri uneori se, se încurcă în chestiuni juridice, că nu la îndemâna tuturor, poți să să-ți donezi cunoștințele în această direcție. Astea sunt câteva feluri în care te poți implica dacă vrei pur și simplu să faci o faptă bună și nu știi de unde să pornești. Și dacă te întreb totuși de unde să pornești, eu te întreb așa. Ce vrei să faci? Care e domeniul care te atrage? Pentru că dacă nu o să te atragă, dacă nu rezonezi deloc cu un anumit domeniu, probabil că nu o să continui implicarea ta. Îți place să te joci cu copii? Ok, caută ONG-uri care se ocupă de copii. Dacă e vorba de bătrâni, caută ONG-uri. Dacă e vorba de mediu și așa mai departe. Deci sunt modalități foarte multe și de a te implica și de a, a găsi acele ONG-uri pentru care contribuția ta chiar va conta. Ultimele 30 de secunde ale întâlnirii noastre, îți mulțumesc că m-ai lăsat să fac acest takeover în propria ta emisiune. O să te rog frumos să ai tu gândul bun... Care să ne alimenteze noul an și cu care să încheiem această întâlnire. Viața asta e un dar prea prețios ca să-l lăsăm să se irosească, și ca să-l păstrăm doar pentru noi. Așa că nu uitați că fiecare zi e o zi în care poți să faci bine cuiva. Că e un zâmbet pe care îl poți trezi cuiva, că e masa unui om de pe stradă care îl ajută să trăiască până a doua zi și dacă vă întrebați că uneori ne întrebăm despre utilitatea gesturilor noastre și mă întrebai mai devreme. Știi, faptul că trăiește până a doua zi, s-ar putea să-i dau unui om șansa să-și ceară iertare dacă a greșit cuiva și să plece liniștit. Hm. Masa aia, pentru el va fi importantă. Pentru tine, nu, nu e un gest inutil. Niciun gest bun nu e un gest inutil. Mulțumim, sărbători fericite! Eu mulțumesc! Sărbători fericite! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!